În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase și pentru invitație. Bineînțeles, a fost o experiență de neuitat, un meci la care nu mă așteptam să ies învingător, dar după cum ați văzut, m-am montat foarte bine psihic și am reușit să întorc scorul în favoarea mea. Da. După această competiție, tot ce pot să spun este că sunt cu siguranță mai motivat ca niciodată, mai ales pentru următoarea olimpiadă. O să încerc să fac tot ce îmi stă în putință pentru a aduce prima medalie la tenis de masă pentru România din istorie. Numai lucruri bune de spus despre toată această experiență și despre întrebarea cu Buzăul. Sincer, nu știu ce este aici, dar din ce am observat, toți sportivii cu rezultate din Buzău au o mentalitate specială de luptători și sunt foarte muncitori, plus că avem un talent aparte.